Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm sistemul de atac cu un pivot, handball, anul 2 de instruire. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu parteneri și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează: respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului și anume Pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu, aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar, intercepția, pătrunderea, depășirea, sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte, acțiuni tactice în sistemul 6-0, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc, apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac, picior, marcajul adversarului cu și fără minge și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv handball, denumirea provine din limba engleză hand, mână, ball, minge, se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de șapte jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. Sistemul de joc. Reprezintă forma generală de organizare atât în atac cât și în apărare a tuturor acțiunilor dintr-o echipă. Cuprinde. Dispunerea elevilor pe teren pentru a acoperi eficient zonele de joc, stabilirea sarcinilor fiecărui elev pe post și a relațiilor de joc dintre aceștia, atribuții principale pentru elevii cu capacități deosebite de finalizare. Echipa în atac este echipa aflată în posesia mingii. Fazele atacului 1. Contraatacul 2. Contraatacul susținut 3. Organizarea și 4. Jocul în sistem. Contraatacul poate fi direct sau cu intermediar. Contraatacul susținut poate fi finalizat prin aruncări de la distanță efectuate de elevii linii de 9 metri sau finalizat prin aruncări în urma unor angajări ale elevilor de semicerc. Organizarea are ca scop asigurarea mingii și așezarea elevilor pe posturile lor în atac. Trebuie să fie cât mai scurtă. Jocul în sistem presupune pregătirea atacului, construirea acțiunii de finalizare și finalizarea. Sistemele de joc în atac se diferențiază prin așezarea elevilor în teren, în cadrul căruia se formează linii și cupluri de elevi. Specializarea pe posturi este necesară pentru obținerea unui randament maxim din partea tuturor elevilor pot fi recunoscute după numărul elevilor care acționează în apropierea semicercului de 6 metri și a celor care joacă în afară. Pot fi cu un pivot și cu doi pivoți. Sistemul de joc în atac cu un pivot. Elevii sunt repartizați pe următoarele posturi. Extremă dreaptă, extremă stângă, interul drept, interul stâng, centru și pivot. Se recomandă ca posturile de extremă dreaptă și interdrept să fie ocupate de elevi stângaci. Sistemul de joc în atac cu un pivot presupune așezarea în teren și respectarea posturilor în cadrul sistemului. Astfel. Extremele. Elevii nu sunt foarte înalți, dar aleargă cel mai repede din echipă. Au o imaginație bogată, caută să creeze culoare libere pentru alți colegi sau aruncă la poartă din unghiurile cele mai dificile. Interii. De obicei, sunt cei mai înalți elevi ai echipei. Aruncă la poartă cel mai puternic și mai des de la distanță. Centrul este coordonatorul de joc, elevul cel mai creativ. El are cea mai mare libertate de mișcare și transmite colegilor ce schemă tactică vor realiza. Pivotul este elevul cel mai puternic, agil și bătăios. Rolul său este de a se deplasa între apărătorii adverși, atât pentru a primi mingea și arunca la poartă, cât și pentru a crea culoare favorabile pentru pătrunderea colegilor săi. Se pot folosi următoarele mijloace. Pase în potcoavă cu amenințarea porții prin atacuri succesive. Acțiuni tehnico-tactice simple, depășirea simplă a unui adversar, pătrunderea printre doi adversari. Aruncarea la poartă din săritură cu pas adăugat sau încrucișat. Materiale filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Diandra Adam. Cred în educație. În educație fizică și sport cred